Un incendiu puternic a izbucnit astăzi la o societate din comuna Vâlceană Dănicei, care produce cataloage și tipizate pentru școli, pliante, drapele și stegulețe. Angajații firmei au fost cei care au observat că prin acoperișul unei hale iese fum. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar cei 13 salariați s-au autoevacuat înainte ca focul să se extindă. Pompierii au acționat cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială smurd, însă, ulterior, au cerut ajutorul echipajelor din Băile Govora și Drăgășani, care au intervenit cu alte două autospeciale. La fața locului a fost solicitată și o autospecială CBRN, cu ajutorul căreia se măsoară nivelul noxelor. Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Vâlcea au fost solicitați să intervină astăzi, în jurul orei 13, pentru stingerea unui incendiu la o societate comercială cu profil de producție tipografică din comuna Dănicei, satul Lăunele. Potrivit primelor informații, la fața locului, la locul incendiului nu sunt victime. Incendiul se manifesta inițial pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați într-o hală de producție a societății, în partea superioară a halei. În interiorul acesteia, din câte am înțeles, sunt substanțe ușor inflamabile de genul diluanților. La fața locului au fost deplasate patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială smurt pentru acordarea de prim ajutor medical în cazul eventualelor victime și o autospecială CBRN pentru a măsura nivelul noxelor rezultate în urma incendiului, în timpul incendiului. Din primele date, incendiul s-a manifestat pe o suprafață de circa 300 de metri pătrați, atât la parterul cât și la mansarda halei. Alte două lucrări finalizate în zone limitrofe ale Râmnicului. Primarul Mircea Gutău și viceprimarii Carmen Preda și Eusebiu Vețeleanu au inaugurat miercuri două investiții complexe finalizate în zone limitrofe ale municipiului. Prima dintre acestea constă în lucrări de stabilizare cu 280 de gabioane pe o lungime de 300 de metri pe intrarea Stâncioiului din Goranu, de-a lungul pârâului cu același nume, realizarea unui podeț din beton, precum și amenajarea 100 de metri de drum în panta abruptă, montare bordului, realizarea de rigolă carosată și betonare și a 80 de metri de rigolă, toate având drept scop eliminarea problemelor cauzate de precipitațiile abundente și facilitarea accesului la proprietăți. Primarul Gutău a anunțat că în perioada următoare are în vedere și asfaltarea drumului astfel stabilizat, dar și alte lucrări similare menite să elimine problemele specifice acestei zone deluroase din vestul municipiului. Așa este, o lucrare extraordinar de grea. Am început în etape pentru că nu ne permite să o facem toată, pentru că costă bani foarte mulți și pe fonduri nu s-a putut accesa fonduri pentru așa ceva. Am făcut această îndiguire pentru că aceste proprietăți, cât și cele din vale, atunci când ploaia, erau amenințate și le picau gardurile, cât pe ce să le pice casele. Și în afară de această lucrare care este foarte amplă, mai este și o stradă, când undeva sus aici, o să vă invit, sunt vreo 12 familii care erau total izolate. Nu puteau urca nici cu mașina, era un dezastru. Am făcut această stradă, am betonat-o, pentru că nu se putea asfalta, am betonat-o, un beton de 30 cm cu armătură, așa cum scrie la carte, am colectat apele pluviale. Iar acum, într-o etapă următoare, după ce vom finaliza lucrările importante care sunt în oraș, vom veni și vom trage o stradă de asfalt pe porțiunea cât am modernizat, urmând ca anul viitor să mergem cu altă etapă. Vreau să felicit constructorul pentru că a făcut într-un timp record și lucruri de foarte, foarte bună calitate. Localnicii din zonă au mulțumit administrației locale pentru investiția realizată și constructorului pentru calitatea lucrărilor. Foarte bine și îmi pare extraordinar de bine că mi-au făcut aici, că era dezastru ce era. Tot malul mi se dusese până la stâlp, am zis că să vine jos stâlpul. Dar domnul inginer să-i ajute Dumnezeu pe unde merge și ce face, că mi-a făcut și mie aici cum trebuie. Deci nu mai se ducem nu, curtea în jos, că nu. Aproape... Da, tot mi se dusese, tot, ce să mai... Dar îi mulțumesc din tot sufletul cine și-a dat interesul de mi-a făcut și mie aici. Să fie sănătoși. Suntem foarte mulțumiți de drumul care s-a făcut și la noi, că venea apa și ne inundase. Venea Valea Mare, era dezastru aici în drumul și era foarte rău.
Și acum... Este foarte bine și vă mulțumim din tot sufletul că s-a făcut ceea ce este. E o lucrare foarte, foarte importantă. Sunt reclamații aici pe Valea Stânciului de foarte mulți ani. A fost o lucrare destul de greu de realizat, dar constructorul se pricepe și a făcut-o așa cum trebuie. Eu mă bucur mult că s-a rezolvat problema acestor oameni care permanent veneau la primărie și se sizau faptul că se inundau și le fugea gardul și își distrugeau proprietățile. S-a rezolvat și sunt foarte încântat. Păi, domnule, uite, sunt foarte fericită. Da, da, vă știți, spunem că foarte mulțumim și multă sănătate la toți care sunt în primărie și peste tot. Ce s-a făcut aici? Cea de-a doua lucrare inaugurată a fost aceea de realizare a unui canal colector din beton și de podețe de acces la proprietățile de pe strada Dumitru Zăgănescu din Copăcelu, investiție demarată ca și precedenta la solicitările locuitorilor care se confruntau de 10 de ani cu probleme serioase la fiecare ploaie. Primarul Mircea Guteu s-a arătat mulțumit de calitatea lucrărilor și a declarat că se află în faza avansată realizarea de canalizare pe străzile adiacente. Tică Ștefănescu și Andrei Mureș în demersul constant al municipalității de a oferi condiții civilizate tuturor râmnicenilor, indiferent de zonele în care locuiesc. Este o problemă delicată în această zonă, problema pe care au ridicat-o cetățenii de zeci de ani, pentru că tot timpul această regulă nefiind betonată, apa le intra și dărâma gardurile și chiar ajungea la casă. Și s-a luat această decizie să facem această rigolă betonată, am consolidat gardurile la oameni, am făcut podețele până jos și în momentul de față arată impecabil și faptul că la ultima ploaie foarte mare s-a comportat excelent demonstrează că lucrarea a fost foarte bine făcută. Cum sunt rigolele? Da, le-am supradimensionat tocmai ca să nu mai existe astfel de probleme și ținând cont că și partea din spate există un pus, se va dezvolta să facă investiții imobiliare. Și atunci trebuie să ne gândim pe viitor cum se realizează colectarea apelor pluviale. Este o treabă extraordinară și felicit constructorul. Avem multe lucrări în zona aceasta, zona... Da, acum avem deja proiectarea făcută pentru canalizare pentru strada Tică Ștefănescu și Andrei Mureșanu. Așteptăm să luăm toate avizele și după aceea vom intra pentru a asigura canalizarea pe această stradă. Oameni care și-au construit casele acestea merită să aibă și ei canalizarea așa cum trebuie. Ideea este că puneți accent și pe zonele limitrofe. Da, toate zonele municipiului sunt luate în calcul. După întâlnirea pe care am avut-o cu cetățenii în zona Copăcelul Căzănești, încercăm să rezolvăm absolut toate problemele ridicate de cetățeni. Am avut întâlnire în Goranu, deja ați văzut, problemele majore și cele minore au fost rezolvate. În zona nord am fost astăzi, am avut o întâlnire și în proporție 90-95% probleme au fost rezolvate. Acum vom mai avea o întâlnire pe zona nord 2. După aceea o strovenie, deci în așa fel încât tot municipiul să fie luat la purecat și tot ceea ce am promis sau ce au solicitat cetățenii la aceste întâlniri să le putem duce la îndeplinire. Un bărbat din comuna Bunești este căutat de familie și polițiști de două zile. Constantin Leon, în vârstă de 66 de ani, a plecat de acasă în dimineața zilei de 20 august. Bărbatul a fost văzut ultima oară în piața centrală din Râmnicu Vâlcea, însă nu a mai ajuns la domiciliu. La data dispariției, acesta purta blugi, cămașă cu mânecă scurtă, vernil, pantofi negri și o borsetă de culoare cachi cu portocaliu. Persoanele care dețin informații ce pot duce la găsirea vâlceanului sunt rugate să apeleze Serviciul Unic de Urgență 112. Peste 45 de milioane de lei pentru Sistemul Național de Management privind dizabilitatea SNMD. Guvernul a aprobat miercuri printr-o hotărâre cheltuielile necesare pentru implementarea Sistemului Național de Management privind dizabilitatea, o platformă națională centralizată pentru colectarea, stocarea și distribuirea către autoritățile publice centrale și locale, beneficiari individuali și parteneri instituționali a informațiilor referitoare la adulții și copiii încadrați într-un grad de handicap sau cei care sunt la prima evaluare pentru obținerea certificatului. Platforma este dezvoltată în cadrul unui proiect cu o valoare totală de peste 45 de milioane de lei, finanțat din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, iar acest sistem va permite utilizatorilor înregistrați din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul dizabilității să creeze și să gestioneze dosarele persoanelor adulte și a copiilor cu dizabilități, să urmărească în mod centralizat capacitățile de la nivelul centrelor rezidențiale și nerezidențiale de protecție socială și să permită utilizatorilor înregistrați din cadrul Autorității Naționale pentru Persoanele
persoanele cu dizabilități să aibă acces mult mai rapid la informațiile înregistrate în acest sistem informatic de la nivelul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului. Platforma va asigura de asemenea introducerea de funcționalități de scanare și arhivare electronică a dosarelor persoanelor adulte și a copiilor cu dizabilități, permițându-se astfel urmărirea și consultarea lor în format electronic, precum și centralizarea managementului obligațiilor de plată a drepturilor acordate persoanelor adulte cu dizabilități, ceea ce va duce la diminuarea posibilității apariției de erori și fraude. Pregătirile pentru maratonul Olteniei au intrat în linie dreaptă. Competiția sportivă este deschisă tuturor iubitorilor de mișcare în aer liber și se va desfășura în Râmnicu Vâlcea în perioada 31 august-1 septembrie. La cea de-a șaptea ediție a maratonului Olteniei, organizată de CES România, vor participa numai puțin de 800 de cicliști și alergători. Anul acesta ne-am concentrat pe comunitatea care s-a format în jurul evenimentului. De aceea am denumit localitatea Râmnicu Vâlcea ținutul maratonului și toți și participanții, voluntarii, concurenții, organizatorii, cetățenii de onoare ai maratonului. Biletele de participare la probele de concurs consacrate s-au epuizat deja, anunță organizatorii. Ca și în anii trecuți, traseele și probele competițiilor sportive în cadrul maratonului Olteniei au rămas neschimbate. Primii care vor concura sunt pasionații de MTB, fiind urmați de amatorii de alergare, care vor lua startul duminică 1 septembrie. În aceeași zi își vor măsura forțele și copiii cu vârste cuprinse între 4 și 13 ani în cadrul unei competiții special organizate pentru ei. Este impresionant cum de la an la an tot mai mulți oameni sunt dornici să participe la acest eveniment, atât din județ, atât din oraș, cât și din alte regiuni. În ceea ce privește traseele, avem cele două zile pe care trebuie să le considerăm. Prima zi este ziua dedicată bicicletei. Avem aceleași două trasee pe care le-am avut și în anii trecuți, respectiv un traseu de aproximativ 33 de kilometri și un traseu de aproximativ 51 de kilometri. Cea de-a doua zi, respectiv ziua de duminică, este dedicată alergării. Traseele de alergare montană vor fi în număr de 3, ca și anul trecut, un traseu scurt de 10,5 km, un traseu de semi-maraton, aproximativ 21,5 km și un traseu de maraton pe distanța clasică de 42 de km. Ceea ce este foarte util de știut este faptul că duminică avem și curse de copii. Prin copii definim copiii între 4 și 13 ani, care se pot înscrie în ziua de duminică, între orele 8 și 10, se pot înscrie chiar aici în parc. Numărul maxim de locuri este de 200. Dincolo de latura sportivă însă, principalul scop al acestui eveniment este unul caritabil. Anul acesta, sumele strânse vor ajunge la Crucea Roșie Vâlcea, care are nevoie de sprijin pentru dotarea cu echipamente și dispozitive medicale noi a serviciului de ambulanță la o asociație care va construi locuințe pentru familiile din comuna Vaideni lovite de inundațiile din 2014 și la o fundație care facilitează un program pe termen lung de formare în competențe digitale pentru copiii din mediul rural. Sprijinul oferit de Maratonul Olteniei se va duce către construcția de case din comuna Vaideni, Vâlcea, case care au fost distruse după inundațiile din 2014. Deci, noutatea este că, pe lângă sprijinul financiar care va fi oferit ONG-ului Habitat for Humanity, ne propunem să avem o componentă de voluntariat. Colegii noștri vor participa la construcția caselor și, practic, vor da o mână de ajutor la crearea unor căminuri pentru cei aflați în condiții mai puțin prielnice. Iar a treia cauză socială este Crucea Roșie Vâlcea, pentru care anul acesta ne propunem să strângem fonduri pentru a dota cu echipamente medicale ambulanța. 800 de oameni vor lua startul pe 31 septembrie. Sunt 800 de oameni de acțiune pentru noi, care pe lângă faptul că vor să facă mișcare și iubesc mișcarea, în același timp își doresc să susțină și să susțină niște cauze sociale și să facă fapte bune. Noi suntem prezenți în comunitatea vâlceană și investim și implementăm proiecte de aproximativ 3 ani de zile. În tot acest timp,
peste 200 de copii au fost pregătiți și au fost antrenați pentru viitor, pregătiți pentru viitor. Credem că împreună cu CEZ România rescriem viitorul copiilor din mediul rural și abia așteptăm să simțim atmosfera aceasta de la Maratonul Olteniei. Mă bucur foarte mult că Maratonul Olteniei a ajuns la cea de-a 7-a ediție. Este un eveniment care nu doar promovează comunitatea locală, ci o și sprijină și meritați toate felicitările pentru ceea ce faceți pentru județul Vâlcea și pentru municipiul Râmnicu-Vâlcea. Noi ne-am dat interesul să fim niște parteneri buni și cred că am reușit de fiecare dată. Vă asigurăm că și de această dată aveți la dispoziție Parcul Zăvoi pentru a vă face aici cartierul general, să zic, al acestui eveniment, iar prin departamentele noastre de specialitate vă vom acorda tot sprijinul astfel încât și în acest an ediția a 7-a se desfășoare în cele mai bune condiții. Lista surprizelor pregătite de organizatori tuturor participanților la Maratonul Olteniei include în acest an și 13 zone tematice, cum ar fi zona de sporturi extreme, zona de navomodelism sau zona copiilor. Participanții vor avea la dispoziție inclusiv o cabină foto pentru a-și face pașaport de maratonist. Startul competiției se va da în Parcul Zăvoi din Râmnicu-Vâlcea, sâmbătă 31 august 2019. Doi elevi în vârstă de 14 ani din Râmnicu-Vâlcea au ajuns pe podium la campionatul european de box școlar din Georgia. Andrei Teodosiu și Angelo Teodorescu sunt prieteni în viața de zi cu zi, colegi de bancă la școală și de antrenament la sala de box. Cei doi s-au apucat de box în urmă cu aproximativ 7 ani, iar de atunci își petrec mai tot timpul antrenându-se. Pentru adolescenți a fost a doua participare la o competiție în afara granițelor țării, iar rezultatele obținute sunt cu atât mai notabile, cu cât părinții sunt cei care susțin financiar aceste deplasări și nu Federația Națională de Box sau Ministerul Tineretului și Sportului. Felicitări și sper să vă țineți în mâna de treabă. Campionatul european școlar de box s-a desfășurat în perioada 2-11 august în capitala Georgiei. Numai puțin de 300 de elevi din țări cu tradiție în box au participat la campionat, dar elevii din Râmnicu-Vâlcea au reușit să urce pe podium. Angelo Teodorescu s-a clasat al doilea la categoria de greutate 72 de kilograme, în timp ce Andrei Teodosiu a obținut medalia de bronz la categoria 80 de kilograme. A fost cel mai greu moment, cel mai dificil moment din competiție pentru tine? Sunt ce trezit dimineața cu antrenament, dar... De doar atât? Da. Și în ring? Pe ring, da. La sfârșit. Mi-am luat o lovitură la fica și n-am putut să mai continui joc. Și din cauza asta te-ai clasat pe ce loc? 3. Pe locul 3. Dacă n-ar fi fost acea lovitură, puteai să ajungi în finală, să înțeleg. Da. Ai sacrificat ceva din viața ta pentru a face box? Da. 3 luni din toată vacanța. Adică eu cu... colegul meu, Angelo, n-am avut deloc vacanță. Da, a fost în pregătire la lotul național din Hunedoara. Aveam 7 ani și am vorbit cu tatăl meu să mă ducă la box. Mă uitam la televizor și îmi plăcea foarte mult. Mm-hmm. Și când ai ajuns aici, ai văzut că e... Mi-a fost frică prima oară. Am vrut să plec. Și după aia am intrat și mi-a plăcut. Ai continuat? Da. Câte antrenamente faci așa într-o săptămână? 5, de obicei. 5 antrenamente? Da. Îți spunea Andrei că voi n-ați avut vacanță vara asta. Și nu te resimți? Nu, mai pregătit. Nu te resimți? Nu simți nevoia să fii un copil normal? Nu știu. Da. Da? E greu. E. Rezultatul ăsta te-a motivat mai mult? Da. Da? Cum te vezi peste 10 ani? Vreau să boxez la Olimpiadă. La Olimpiadă și tu tot la Olimpiadă. Sper că până atunci poate se implică și statul român mai mult și vă și sprijină, că înțeleg că aceste deplasări sunt destul de costisitoare. La tine cine... Tot tatăl meu. Tatăl. Și cu mama mea, părinții. Deci părinții te sprijină financiar. Da. Altfel? Nimeni. N-ai putea să faci acest sport. Nimeni. Cei doi adolescenți se pregătesc de aproape 7 ani la Clubul Sportiv Școlar din Râmnicu-Vâlcea, iar părinții sunt principalii sponsori, cei fără de care aceste deplasări în Europa nu ar fi fost posibile. Reprezentanții clubului și antrenorul pugiliștilor speră că autoritățile se vor implica mai mult de acum încolo și vor susține financiar măcar transportul elevilor la acest gen de competiții. Suntem în orice locuri, dar la secția de box suntem o secție mare. Cred că în primele 3 locuri ale României la box, în condiție în care ne batem cu Steaua, cu Dinamo. Sunt foarte costisitoare. Vă spuneam mai devreme că există un
o problemă la nivel de ministere. N-au reușit să găsească un protocol între Ministerul Educației și Ministerul Sportului, astfel încât deplasarea lor nu poate să suporte nici CSS-ul, nici Federația. Noi am încercat să apelăm la bunăvoința autorităților locale. Avem o adresă făcută acolo, înainte să plece la campionat. Mi s-a răspuns negativ, sau foarte scurt să zic așa, în sensul că mi s-a spus nu sunt bani pentru astfel de activități. Un pic ciudat, pentru că au fost o grămadă de bani care s-au cheltuit pentru toate activitățile din Vâlcea, numai pentru acești copii nu s-au găsit. Cheltuielile s-au ridicat undeva la 2.000-2.500 de euro, suportate în întregime de părinți. Le mulțumesc pe această cale. Nu e normal, zic eu. Nu cred că 100 și ceva de milioane era o sumă extraordinar de mare pentru Consiliul Local. Am înțeles că apelați de multe ori și la ajutorul părinților și al sportului. Da, prin comitetul de părinți mai apelăm la ei. Mai ales la activitățile internaționale. Angelo Teodorescu este de două ori campion național la cadeți, ultimul titlu fiind cucerit în 2018, iar Andrei Teodosiu a devenit campionul României la categoria sa în 2019. Munca la negru, sancționată de ITM. Reprezentanții ai Direcției Regionale Antifraudă Fiscală și inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea au efectuat acțiuni de control comune care au vizat în principal identificarea și combaterea muncii nedeclarate la angajatori din Râmnicu Vâlcea. Acțiunile de control s-au desfășurat în perioada 14-17 august 2019 în domeniile de activitate, comerț, restaurante, baruri, depozite materiale de construcții. În controlele efectuate au fost constatate neconformități în domeniul relațiilor de muncă, printre care lipsa evidenței la locul de muncă a orelor prestate zilnic de salariați, neeliberarea adeverințelor de vechime și a extraselor din Registrul General de Evidență a Salariaților, neinformarea salariaților cu privire la prevederile regulamentului intern, lipsa unor clauze esențiale din contractul individual de muncă și nepăstrarea la locul de muncă a unei copii a contractului individual de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc. Pentru neconformitățile constatate au fost dispuse măsuri de punere în legalitate cu termene ferme de realizare. Personalitatea istoricului și arheologului Dumitru Berciu va fi evocată în acest weekend în localitatea Ognele Mari printr-un simpozion organizat la Casa de Cultură Mircea Demetriade. Simpozionul științific In Memoriam Dumitru Berciu este organizat de Centrul de Cercetare Istorică, Arheologică și de Patrimoniu din cadrul Universității din Pitești în colaborare cu Asociația pentru Apărarea Drepturilor Tinerilor Vâlcea, cu sprijinul Fundației Județene pentru Tineret Vâlcea și a Primăriei orașului Ognele Mari și va avea două secțiuni. În cadrul evenimentului vor fi prezentate descoperirile arheologice cu privire la ritualul funerar la Geto Daci, făcute în situl Buridava, în timpul săpăturilor din ultimii 3 ani. De asemenea, simpozionul va avea o secțiune dedicată memoriei profesorului Dumitru Berciu, evocării personalității și contribuțiilor acestuia la cercetarea arheologică și istorică românească. Arheologului Dumitru Berciu îi se datorează foarte multe din descoperirile uimitoare de la Buridava din a doua jumătate a secolului trecut. Duminică, 25 august, la șantierul arheologic Buridava este programată Ziua Porților Deschise. Pasionații de istorie au acces în șantier în intervalul orar 10-14. Sâmbătă 24 august este ziua în care 12 echipe se aliniază la startul unei noi ediții din Superliga Vâlceană la fotbal. La finele campionatului trecut, Oltețul Alunu și AS Mihăiești au retrogradat, campioana Viitorul Dăiești a promovat, astfel că cele 3 locuri disponibile pentru sezonul următor aduc tot atâtea nume noi în eșalonul de elită al județului Vâlcea. Oltul Ionești vine din Liga a 4-a în calitate de campioană a Seriei Sud, acolo unde a
devansată cu 3 puncte pe Viitorul Valea Mare, formație care a câștigat apoi barajul pentru promovare, dar nu s-a înscris în Superligă. Echipele nou promovate joacă pe teren propriu în runda inaugurală, astfel că Oltul va evolua în fața propriilor suporteri, acolo unde va avea o misiune aparent dificilă în fața celor de la Cozia Călimănești. Oaspeții stadionului din Ionești au încheiat Superliga pe ultima treaptă a podiumului, motiv pentru care trupa experimentatului antrenor Vasile Ilinca merge hotărâtă să debuteze cu dreptul. Cel mai interesant duel se va consuma la Păușești Otăsău, acolo unde nou promovata din localitate va întâlni echipa din Orlești, într-o partidă ce poate fi considerată reeditarea barajului pe care cele două formații l-au susținut în această vară. Chiar dacă orleștenii erau conduși cu 0-2 la pauză, în actul secund au răsturnat situația și s-au impus cu 3-2, în timp ce FC Păușești Otăsău a evitat un nou baraj cu FC Băbeni și a ocupat locul lăsat liber de Viitorul Valea Mare. Plecată inițial cu obiectivul de a se menține în Liga a IV-a, AS Băile Olănești a avut un sezon foarte bun, la capătul căruia echipa antrenorului jucător Ștefan Răcăreanu a devenit campioana seriei Nord, performanță care evident i-a adus promovarea. Oaspeții stadionului din Vlădești vor fi chiar stejarii din localitate, ținând cont de faptul că nou promovata își dispută jocurile considerate pe teren propriu chiar pe arena respectivă. Rămâne de văzut dacă echipa lui Răcăreanu va debuta cu drept în fața ocupantei locului 5 din Superliga. Rămasă cu noroc în eșalonul de elită, FC Băbeni pare a avea cea mai dificilă misiune și asta pentru că va primi vizita vicecampioanei Minerul Costești, formație care și-a declarat deschis intențiile de a deveni campioană și a face pasul către Liga a III-a. Pe stadionul Clubului Sportiv Școlar din nordul Râmnicului se vor întâlni ocupantele locurilor 6 și 4 din Superliga, Chimia Râmnicu Vâlcea în calitate de gazdă, respectiv Unirea Tomșani. Trebuie menționat faptul că în ultimele două întâlniri directe disputate în această locație, oaspeții din Tomșani s-au impus de fiecare dată. În fine, cel de al 6-lea joc din startul sezonului va aduce față în față singurele echipe care și-au schimbat total denumirea. Ambele au evoluat în faza play-out din Superliga. AS Râmnicu Vâlcea 2016 și-a disputat jocurile considerate acasă pe stadionul din Budești, acolo unde va continua și în noul sezon sub denumirea Viitorul Budești. Adversară îi va fi câștigătoarea fazei play-out, DCM Râmnicu Vâlcea, formație care a devenit Oltul Drăgoiești, o echipă care s-a întărit cu câțiva jucători aduși chiar de la adversara din prima etapă. Toate cele 6 jocuri din runda inaugurală a Superligii Vâlcene sunt programate așadar sâmbătă, începând cu ora 18, dar pot interveni unele modificări în cazul unor echipe gazdă care și-au exprimat dorința de a juca în dimineața aceleiași zile.